Secretul pentru a avea o frișcă care se taie și se lucrează, faceți și flori și trandafiraș, ce doriți. Ia uitați ce bine arată. Vedeți? Așa. Ia uitați. Frișcă făcută acum în direct cu voi. Și așa rămâne. Nu se lasă. Vedeți? Ia uitați, floricele. Floricele făcute din frișcă. O puteți lucra cum doriți. Bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Și astăzi am să vă arăt secretul meu pentru a avea frișcă care se taie cu cuțitul, ca să puteți decora și să umpleți și să decorați torturile și să le îmbrăcați. Și eu am aici diferite forme, o să facem și câteva modele să vă arăt cum se lucrează. Așa, 500 de grame de frișcă îndulcită. Adaug 250 de grame de brânză ricotta sau brânză de vaci, dar să fie fină, 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 fină. Și vom mai avea nevoie de punguțe, așa, și să punem în vasul nostru de la robot și să trecem la treabă. Am să aduc aici așa, am să dau deoparte. Vedeți? Și în vasul robotului o să punem frișca. Deci o frișcă îndulcită. Și am să o pun să o bat puțin. Așa. Și cât se bate frișca, să ne pregătim așa. Am bătut puțin frișcă, vedeți? Nu prea mult. Și acum voi adăuga ricotta. Ricotta sau brânză de vaci, dar brânza de vaci să fie, să o treceți prin sită, să fie fină, fină. Și dacă e posibil să nu aibă zer. Și o punem așa pe toată aici. Și acum am să mixez totul. Și imediat vedem și rezultatul. Acum vom așeza duiul meu aici peste și căpăciorul. Și cu această formă putem schimba duiurile. Scoatem. Vedeți? Scoatem și schimbăm. Și punem altul. Vedem și frișca. Ia să vedem. Ia să ne uităm așa la... Uitați cum arată. Vedeți? Așa, ia uitați. Ia uitați. Se lucrează foarte, foarte, foarte bine. Și așa rămâne. Se vede, nu? Sute de frișcă îndulcită,
frișcă lichidă îndulcită, puneți 250 de ricotta, să fie fără zer, sau brânzică de vaci, dar să fie trecută prin sită, să fie cremoasă. Vedeți cum arată? Așa. Uitați ce bine arată. Pupici, la revedere!